Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la cafeaua de sâmbătă 3 noiembrie. Sunt așa de încântată de telefonul cu care filmez acum. Am un Samsung S23, parcă se numește. Nu mă pricep deloc la tehnică și nu am fost niciodată pasionată de telefoane și să-mi caut întotdeauna ultima versiune, dar ăsta este cel mai scump telefon pe care l-am avut până acum și văd că are o luminozitate foarte bună. Deși afară este aproape întuneric, este la prânz când filmez, cu toate astea este extrem de înorat și sunt foarte mulțumită de calitatea imaginii pe care o redă acest telefon. Așadar, bine ați venit la cafeluța de sâmbătă! Astăzi vreau să vă povestesc la început despre air fryer, aparatul pe care mi l-am cumpărat în urmă cu o săptămână, cu vreo 10 zile. Și de care sunt extrem de încântată. Am auzit de multă vreme de air fryer, însă nu am avut nici măcar curiozitatea să văd ce este acest air fryer. Tot îmi treceau pe lângă ureche nume de aparate, de slow cooker, de multi-cooker, de tot felul de gadgeturi de bucătărie și mi se părea că este absolut inutil atâta timp cât ai un cuptor care coace bine și cât ai o plită, nu sunt necesare alte lucruri cu care să îți încarci bucătăria. Nici nu știam exact ce este air fryerul, însă ceea ce m-a determinat să fac acest pas a fost faptul că are Cristina un astfel de aparat și era extrem de încântată de el. Air fryerul este de fapt un cuptor, un cuptoraș mai bine spus. Nu are niciun fel de microunde în el, nu are niciun fel de tehnologie care să afecteze sănătatea, ca să spun așa. Pur și simplu este un cuptor electric, însă de dimensiuni foarte, foarte mici și din acest motiv se încălzește extrem de repede. Nu consumă așa de mult curent ca un cuptor tradițional, iar faptul că poți regla temperatura și timpul și modul de a pregăti anumite elemente îl face extrem de versatil, ca să spun așa. Are și un fel de ventilație în partea de sus a cuptorului și până acum, deci v-am spus, au trecut doar 10 zile, sunt extrem de mulțumită și mă gândesc că poate sunt mulți dintre voi care nu știu ce este un air fryer și de asta am vrut să-l aduc în discuție și să vă spun câteva cuvinte despre acest aparat. Uite, l-am și luat în brațe ca să vă arăt cât este de ușor. Adică nu este un aparat din ăla greoi pe care să nu îl poți muta dintr-o parte în alta. Atât de mare este aparatul meu. Are o cuvă de 4 litri și o să-l las acum jos și o să vă arăt cuva. Despre asta vorbesc. Ăsta este practic cuptorul, toată capacitatea cuptorului. Nu știu dacă v-am spus, 4 litri are modelul meu. Pentru noi este suficient și are mânerul ăsta cu care îl bagi în aparat și îl scoți foarte ușor. Și în afară de această cuvă, mai are un grill, un grilaj pe care poți să îl pui aici la diverse înălțimi, poți să reglezi înălțimea. Dacă prăjești, de exemplu, carne și vrei ca zeama, acel suc din carne să se scurgă în partea de jos a cuptorului, a acestei cuve. Ăsta este tot principiul după care funcționează air fryerul. Este din tablă, este un material din ăla, cum se spune, care nu... Anti-lipire, uite că nu-mi vine acum în minte termenul, nici nu știu dacă există un termen. Materialul acela teflonat prin care mâncarea nu se lipește de fundul vasului. Nu trebuie neapărat să pui mâncarea direct în materialul acesta dacă sunt persoane care au fobii de genul. Poți să pui și pe o hârtie de copt sau pur și simplu poți să pui într-un alt vas mai mic cu totul în ăsta și să coci în ce vas vrei tu și pe ce suprafață antiaderent. Cred că acesta este termenul. Și da... Sper că nu v-am plictisit prea tare pe cei care aveți deja un astfel de aparat și îl folosiți de foarte multă vreme. Vă spun, la mine, ideea care mă îngrozea cel mai tare era faptul că o să îmi ocupe foarte mult loc în bucătărie, dar ați văzut cât este de ușor și dacă nu vrei neapărat să-l ții pe blatul din bucătărie, dacă nu îl folosești în fiecare zi, atunci pur și simplu poți să îl iei și să îl pui într-un
dulapior de dedesubt într-un bufet, poți să-l pui oriunde pentru că se mută foarte ușor dintr-un loc în altul și este ușor, are în jur de sau sub 4 kg. Modelul pe care îl am eu este Russell Hobbs, parcă așa se numește. O să vă las link în descriere. L-am cumpărat de pe Amazon și a costat parcă 60 de lire, 59 de lire. Apropo de Amazon, chiar oare de ce firma asta, acest mare comerciant, această mare platformă nu a venit încă în România? Pentru mine este un mare mister, pentru că toate marile firme au venit în România, Amazon încă nu. Deși poți să faci cumpărături de pe Amazon și să ți se livreze produsele în România, însă nu toți comercianții fac acest lucru și da, nu este o platformă foarte cunoscută în România, chiar mă miră lucrul acesta. Dar eu oricum o să vă las pentru cei care locuiți în străinătate. Nu știu dacă aparatul ăsta se livrează în România, trebuie să verificați dacă sunteți curioși. Eu sunt foarte mulțumită de el până acum și am comandat niște hârtie de copt, niște pătrate. Latura este de 20 de centimetri a acelei cuve pe care v-am arătat-o înainte. Niște pătrate din hârtie de copt ca să îmi fie mai ușor să curăț aparatul. Ce am făcut până acum la air fryer, ce am gătit, ce am pregătit? În primul rând, am început cu ceea ce a fost cel mai simplu, în sensul că am cumpărat niște cartofi congelați pe care i-am pus la prăjit. Nu avea ce să nu îți iasă la ei, deși pe punga de cartof scria 12 minute la temperatura de, nu mai țin minte la ce temperatură, cred că dacă îi lăsam 12 minute, îi făceam scrum. I-am scos după vreo 6-7 minute și au fost foarte buni. Am mai făcut aripioare, tot așa, cumpărate, gata, congelate, gata, condimentate, doar le-am pus la prăjit. De asemenea, nu avea ce să nu îmi iasă. Pe urmă am făcut friptură de porc, pe v-am arătat-o într-un video acum câteva zile și mi-a ieșit foarte bine, tot așa urmând niște instrucțiuni, niște sfaturi pe care le-am găsit pe YouTube la niște oameni mai experimentați. Dar ceea ce am făcut eu și am fost foarte încântată, data următoare o să-mi iasă mult mai bine, am făcut cremă de zahăr ars. Nu am mai făcut cremă de zahăr ars de când erau copiii mici. Pe vremea aia tot timpul făceam, adică tot timpul, foarte des, pentru că era un desert pe care îl plăceau foarte mult și le făceam adesea cremă de zahăr ars. Se face extrem de simplu, însă au trecut de atunci, cred că 25 de ani de când nu am mai făcut și nu mai știam exact cantitățile. Am sunat-o pe sora mea să îmi spună, pentru că avem rețeta din familie. Știți că fiecare familie vine cu rețeta ei de cremă de zahăr ars, rețeta ei de sarmale, rețeta de, nu știu, mâncărurile astea pe care le facem cu toții în România, rețeta de salată de vinete. Uite, de exemplu, eu foarte rar pun usturoi în salata de vinete și știu că în alte case se pune tot timpul usturoi sau la sarmale nu pun cimbru, pentru că mama nu punea cimbru și îmi place gustul de sarmale fără cimbru. Deși ador cimbrul, ador cimbrul în orice fel de salată, în multe mâncăruri. Este un condiment care îmi place. Dar să revenim la crema de zahăr ars. Așadar, am sunat-o pe Ileana, pe sora mea și am întrebat-o cantitățile pe care le folosim, le punem noi în crema de zahăr ars. Mi-a spus cantitățile și cum face ea crema, exact rețeta mamei și exact rețeta mea, pe care o uitasem. Uitasem așa parțial. Și mi-a zis că i-am spus că uite, vreau să încerc să fac crema de zahăr ars la air fryer. Mi-a spus, ai grijă să pui o temperatură mică, pentru că această cremă trebuie să se coaguleze, să se facă în timp mai îndelungat, pentru că dacă se face foarte repede, rămân așa niște găurele în compoziție și nu are un aspect foarte plăcut din punct de vedere estetic. Gustul este același, dar aspectul poate să-l lase de dorit. Și a doua zi dimineața, asta a fost seara, a doua zi dimineața zic gata și fac crema de zahăr ars, să vă arăt vasul în care am făcut-o. În crăticioara asta, este o crăticioară din aluminiu de camping, are și mâner din ăla care se atașează la
toate vasele, pentru că sunt vreo patru care se pun unul între altul. Nu am avut altceva mai potrivit aici în Anglia, pentru că nu avem chiar toată bucătăria așa cum o avem acasă, dar a fost foarte potrivit. Dintr-o jumătate de litru de lapte am făcut, am ars zahărul, s-a făcut foarte bine și cu totul am pus vasul acesta rotund în cuva de la air fryer și am dat drumul la 150 de grade, deci o temperatură nu foarte înaltă. Cuptorul merge până la 220 de grade Celsius, deci am pus la 150 de grade pentru 15 minute inițial, gândindu-mă că dacă nu se face în 15 minute, nu are cum să se facă, o să prelungesc timpul. După 15 minute am deschis cuva și nici vorbă să se fi făcut, nici măcar un pic nu era închegată compoziția și zic, hai să măresc temperatura, că zic, poate e prea răcoros cuptorul. Și am pus la 190 de grade pentru încă 15 sau 10-15 minute, nu mai mi-aduc aminte exact cât, dar în orice caz după 10 minute am deschis cuva să văd ce se mai întâmplă acolo și vreau să vă spun că o parte din compoziție cursese peste marginile vasului, era acolo în cuvă. Ce s-a întâmplat? Probabil că temperatura a fost prea mare, nu probabil, cu siguranță temperatura a fost prea mare și a început să fiarbă lichidul dinăuntru, compoziția dinăuntru și să bolborosească, să se umfle, așa știți cum se întâmplă atunci când fierbe orice lichid și a curs peste margini și m-am supărat foarte tare. Dar am zis, acum ce o să facem? Lăsăm în continuare să vedem ce se întâmplă. Am mai lăsat vreo 5 sau 10 minute, nu mai știu exact câte minute și am micit un pic temperatura. S-a închegat foarte bine compoziția. La final am constatat că nu a curs foarte mult lichid din ăla peste margini și a ieșit o cremă de zahăr ars absolut specială, atât de bună, exact gustul ăla pe care mi-l aduceam aminte. Eu nu pun în crema de zahăr ars niciun fel de esență, de rom sau niciun fel de vanilie. Îmi place să aibă doar gustul de caramel, să simți gustul acela de caramel, de zahăr ars. Asta mi se pare tot farmecul. Dar pentru că se întâmplase accidentul și bolborosise toată compoziția aia și o parte cursese peste margini, m-am gândit că a rămas prea puțin lichid, lichidul acela de la crema de zahăr ars. Dacă nu ați făcut niciodată cremă de zahăr ars, probabil ați cumpărat din magazin. Știu că firma Danone are niște borcanele așa mici, Danet parcă se numesc, cu cremă de zahăr ars, care sunt, după părerea mea, foarte scumpe, adică este peste 2 lei, în jur de 2 lei, 2 lei sau chiar 2 lei și 10 bani și 50 de bani, ceva de genul ăsta, și este o cantitate foarte mică, 150 de grame, pentru ceva care este extrem de ieftin, pentru că la rețeta asta nu-ți trebuie decât lapte, zahăr și ouă. Așadar, pentru că m-am gândit că nu am destul lichid care să dea gustul acela de caramel și să dea o textură mai plăcută desertului meu, am cumpărat dintr-un magazin, cred că din Aldi, nu mai țin minte acum, în Anglia încă nu sunt obișnuită cu supermarketurile și dacă văd brandul, nu mi-aduc aminte de unde l-am cumpărat, dar să vă arăt ce sirop de caramel am cumpărat. Acesta este, cât are sticla asta, 250 de mililitri de sirop de caramel și a costat 3 lire, deci asta înseamnă aproximativ 18 lei. O singură dată am mai cumpărat sirop de caramel, în România fiind, de la Lidl și a fost o porcărie. Nu mi-a plăcut absolut deloc. Nu avea deloc gust de caramel, avea un gust foarte, foarte sintetic. Nu mai țin minte ce brand era. Mie, în general, nu îmi place să beau cafeaua cu tot felul de arome, genul acela de cafele care se fac la Starbucks și nu doar la Starbucks, ci în multe cafenele, tot felul de caramel pus în ele, vanilie, scorțișoară și nu sunt o fană a acestor băuturi. Mi se pare că este un desert. Mie îmi place să fie cafeaua cafea și să aibă doar gust de cafea, fără niciun fel de alt adaos. Însă siropul acesta de caramel este absolut delicios și are o etichetă
niște ingrediente destul de curate, adică nu are niciun fel de alergeni, nu are îndulcitori artificiali, nu are zahăr deloc, ci doar ceea ce provine din fructe, are apă, aromele sunt naturale, colorantul este natural și are extract de fructe, carob and apple. Apple sunt mere, carob ăla, nu știu ce este, dar în orice caz e foarte bun siropul acesta. Și am pus așa peste crema de zahăr ars și acum, dacă știu cum se face, cu siguranță o să repet experiența și o să mai fac crema de zahăr ars, pentru că îmi place mult, mult, mult de tot. Apropo de mâncare, că tot am zis că eticheta conține niște ingrediente destul de curate în siropul acesta de caramel, deci nu are chimicale. Cred că este foarte important ceea ce mâncăm, dar pe de altă parte nu trebuie să devenim obsedați de ceea ce am putea mânca și ne-ar face rău. Cred că dacă există un echilibru în toate, aceasta este soluția perfectă, pentru că nici frustrările nu sunt bune atunci când îți dorești, de exemplu, să mănânci o înghețată și ți-ai propus să nu mai mănânci dulciuri deloc, să nu mai mănânci zahăr deloc și totuși ai vrea să mănânci o înghețată. Nu cred că face rău dacă mănânci din când în când. Desigur, dacă în fiecare zi mănânci slănină, de exemplu, toată lumea o să spună, vai, slănina, numai grăsimi, este extrem de periculoasă pentru că face, cum se numește, analiza aia sângelui. Uite că nici nu mai țin minte. Doamne, câte lapsusuri am astăzi. Colesterol. Colesterol și nu este sănătos să mănânci grăsimi de porc, grăsimi animale, mai ales dacă nu faci efort fizic. Dar dacă mănânci ocazional, dacă mănânci cantități rezonabile, nu are cum să-ți facă rău, sau cel puțin eu vorbesc din propria mea experiență, din propriul meu stil de viață. Nu mănânc slănină în fiecare zi. Mănânc vara poate de 3 ori într-o vară. Îmi place să mănânc slănină cu brânzetele mea și cu roșii, dar vă spun, mănânc poate o dată pe lună. Nu am niciun fel de frustrare că nu am voie să mănânc acest lucru. Mănânc prăjeli tot așa, ocazional. Deși poate că atunci când vă arăt vouă ce mănânc, concluziile pe care le trageți s-ar putea să fie eronate, pentru că eu vă arăt, filmez odată la 2 luni ceea ce mănânc și poate se repetă anumite lucruri care nu sunt foarte sănătoase. Însă, în general, eu cred că mănânc sănătos, mănânc echilibrat, mănânc legume în fiecare zi, legume crude, mănânc arareori la fast food. Uite, de exemplu, ieri am fost la Stratford upon Avon și am filmat acolo un vlog pe care sper să îl editez pe săptămâna viitoare. Și când m-am dat jos din autobuz, stația era chiar lângă McDonald's și mi s-a făcut o poftă nebună de McDonald's și m-am dus și am mâncat la McDonald's. Probabil că mulți dintre voi o să spună, ce-i cu femeia asta care mănâncă fast food și vine și ne spune nouă să mâncăm sănătos? Nu cred că am mai mâncat la McDonald's cred că de un an. Am fost în vară, într-adevăr, când erau nepoatele aici la McDonald's, dar nu am mâncat decât înghețată cu caramel, deci nu am mâncat hamburgerilor și cartofii prăjiți. Dar acum, dacă o să vă arăt că am mâncat la McDonald's, nu aș vrea să trageți concluzii greșite. Cred că ăsta este secretul: să mănânci echilibrat, să mănânci din toate, să mănânci ceea ce îți face bine și ceea ce îți cere organismul. Acum, desigur că există cazuri medicale, de exemplu diabetul sau anumite boli de ficat sau nu mai știu ce alte boli, care impun un regim alimentar uneori destul de strict și în cazurile acelea nu mă bag, asta este cu totul altceva. Dar dacă ești sănătos și dacă mănânci din toate câte un pic și dacă știi să îți dozezi rația zilnică, cred că este cel mai sănătos lucru posibil, să îți asculți organismul, ceea ce îți cere organismul. Acum,
dacă organismul îți cere dimineața la prânz și seara să mănânci dulce, iarăși ceva nu este în regulă. Probabil problema provine dintr-un stres emoțional sau din altceva, pentru că cu siguranță organismul nu îți cere să bagi zahăr în tine non-stop 24 de ore din 24. Am vorbit foarte mult despre mâncare astăzi. Și probabil că așa va fi titlul filmulețului de astăzi, ceva legat de mâncare. Nu am vrut să vă plictisesc. Înainte de a încheia, vreau să aduc în discuție o întrebare pe care am văzut-o pe internet. Nu mai știu dacă era un reel pe Instagram sau un short pe YouTube. Cineva mi-a apărut în recomandări, nu era cineva pe care să urmăresc și uite că nu mai mi-aduc aminte numele persoanei care a postat întrebarea. Era așa: dacă ar fi să retrăiești o zi din viața ta, o singură zi, dar fără să ai posibilitatea să schimbi nimic, care ar fi acea zi? Și erau o mulțime de comentarii, erau câteva sute de comentarii, am citit și eu câteva dintre ele. Foarte multe sau marea majoritate spuneau că ar retrăi o zi cu mama. O zi din copilărie cu mama sau cu părinții sau cu familia. Iar o altă parte, tot așa considerabil importantă, spuneau că ar retrăi ziua în care li s-a născut primul copil sau, mă rog, un copil. Și chiar m-am gândit care ar fi ziua pe care aș retrăi-o eu din toată existența mea, cea mai fericită zi pe care am avut-o, dar fără să ai posibilitatea să schimb nimic. Desigur că atunci când mi s-au născut copiii și Cristina și Vlad, am fost foarte fericită și a fost o zi cu un impact emoțional atât de puternic. Vă spun, când ți se naște copilul sau mai ales primul copil, când îți explodează sentimentul acela matern, parcă te lovește trenul. Nu există comparație cu nimic altceva pe lumea asta. Este o emoție atât de puternică încât te doboară pur și simplu. De-aia sunt multe femei care plâng în zilele acelea când bebelușul este foarte mic, pentru că nu pot face față emoțiilor pe care le încearcă. Dar nu cred că aș retrăi niciuna din acele zile, 22 decembrie, 21 decembrie sau 22 martie, când s-au născut copiii mei, în primul rând pentru că a fost vorba de o naștere și dacă nu pot schimba nimic din ziua aceea, oricât de mare ar fi fericirea după naștere, parcă nu aș vrea să retrăiesc încă o dată live o naștere, pentru că nu e ușor, nicio naștere nu este ușoară, deși eu nu am avut niciun fel de probleme atunci când s-au născut copiii și am născut relativ ușor, pentru că nu există naștere ușoară, dar chiar m-am gândit la momentele fericite din viața mea, multe momente fericite am avut. Am avut o copilărie absolut minunată și cred că aș retrăi o zi cu mama, dar în care eram doar eu cu ea, doar eu și mama mea și am avut așa un moment de apropiere. Aveam, cred că, 9 sau 10 ani, nu, aveam 10 ani pentru că terminasem clasa a 4-a și mi-aduc aminte de ce spun asta, niște amănunte pe care le-am avut în discuția purtată cu ea atunci. Era o după-amiază de vară, eram în casă și eram doar eu cu ea și am avut o discuție, nu o discuție filozofică, nu o discuție care să-mi schimbe viața, o discuție despre niște lucruri administrative legate de casă, însă care mi-au insuflat așa un sentiment de încredere, de faptul că mama crede în mine și că poate să-mi împărtășească anumite lucruri ca unui om mare. Am avut un moment de legătură cu ea, fără să fie și altcineva la mijloc, fără să fim mai mulți, fără să fie toată familia. Tare aș vrea să retrăiesc după amiaza aceea de vară cu mama și cred că este foarte important pentru mamele care au doi sau mai mulți copii să petreacă din când în când timp cu fiecare în parte. Deci nu cu toți copiii deodată, ci cu fiecare pe rând. Iar lucrul acesta îl spun acum și din proprie experiență, dar nu l-am sintetizat așa ca să spun eu, adică nu l-am descoperit eu, ci l-am văzut într-un film.
Era un reality show la un moment dat, nu mai țin minte pe ce canal, cu o familie americană care avea 8 copii, două fetițe gemene și încă 6 gemeni, se numesc, nu se numesc gemeni, 6 copii născuți deodată, prin fertilizare in vitro. Deci aveau 8 copii și făceau un reality show. Foarte interesant a fost cum le decurgea lor viața zilnică, rutina zilnică, cum se descurcau cu atâția copii, pentru că încă erau bebeluși când a început această emisiune. Și desigur că primeau asistență și materială și psihologică și echipa de filmare care tot timpul era acolo pe capul lor. Spuneau că e foarte bine din când în când își luau câte un copil și doar cu un copil mergeau și petreceau timp de calitate, așa cum este acum la modă să spui, dar este un termen la modă, însă conceptul cred că a existat dintotdeauna. Luau câte un singur copil și petreceau timp doar cu el. Iarăși am vorbit foarte mult, mai mult decât mi-am propus. Aș vrea să nu țină foarte mult filmulețele astea de sâmbătă, pentru că s-ar putea să devină plictisitoare, să nu aveți răbdare să mă urmăriți până la sfârșit. Nu am să vă recomand nicio carte, pentru că nu am citit nimic de când am venit în Anglia. Am început o carte în tren, când m-am dus de la Turda la București. Am continuat cartea de la București la Birmingham, în avion, dar încă nu am terminat-o, pentru că nu am mai citit decât vreo 2-3 pagini de când am ajuns aici. Am văzut însă un film, Darkest Hour, deci Ora Întunecată sau ceva de genul ăsta s-ar traduce, un film istoric, pur istoric, nu mai țin minte cine sunt actorii, un film de prin 2018-2019 cu Churchill, cu viața, nu cu viața, cu un moment din istoria britanică în care Marea Britanie urma să intre sau nu în război, să înceapă niște negocieri de pace sau să declare deschis faptul că sunt împotriva Germaniei naziste. Este un film istoric, nu știu dacă interesează pe foarte multă lume, nu are niciun fel de parte romanțată, deși unele secvențe sunt cumva trase de păr, adică nu cred că sunt reale, adică nu ar fi putut fi reale, în sensul acesta spun, că desigur este un film artistic, dar este foarte mult bazat pe niște fapte istorice, cuprinde o perioadă de câteva zile, de o săptămână, două, în care Churchill ia această decizie de a se opune Germaniei naziste și de a nu începe niște negocieri de pace, care ce ar fi însemnat? Ar fi însemnat ca zvastica nazistă să fluture pe Palatul Buckingham. În niciun caz nu a vrut acest lucru, deși au fost parlamentari englezi care și-au dorit să nu înceapă un război cu Germania și să îngenungheze în fața acesteia. Nu știu dacă negocierile de pace, dacă ar fi fost duse până la sfârșit, ar fi schimbat ceva, pentru că Hitler oricum era un descreierat și a trecut peste orice cuvânt și a dat, nu a ținut seama de niciun fel de promisiune pe care a făcut-o. Deci este un film pentru cei pasionați de istorie, l-am văzut pe Netflix și îmi pare rău că nu pot să vă dau mai multe amănunte despre actori, dar mi-a plăcut tare, tare mult pentru că eu sunt pasionată de istorie. Nu are niciun fel de poveste de dragoste, nu are niciun fel de acțiune care să te țină cu sufletul la gură, dar este un film, un film care mie mi-a plăcut. Cam asta a fost cafeluța noastră de sâmbătă. Acestea au fost gândurile mele de sâmbătă, gânduri, că tot despre mâncare am vorbit. Dacă sunteți interesați de air fryer și dacă v-am făcut curioși cât de cât, și dacă aveți experiență mai multă decât mine, m-aș bucura să îmi lăsați în comentarii și să mai îmi spuneți trucuri și tot felul de lucruri pe care le-ați gătit la acest aparat. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. M-aș bucura tare mult să vă abonați la canalul meu de YouTube. Nu costă absolut nimic. Și nici pe voi nu v-ar deranja absolut deloc, însă pe mine m-ar ajuta foarte mult. Am observat din statisticile canalului meu că doar 60% din cei care se uită la filmulețele mele sunt abonați,
Restul de 40% nu sunt abonați și vă spun, mi-ar face mare plăcere să îmi crească numărul de abonați și m-ar ajuta destul de mult acest lucru. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. De asemenea, dacă mă urmăriți pe Instagram, pe ioanaspune.ro, m-aș bucura foarte tare. Iar până data viitoare, să auzim numai de bine!